Litoralul pentru toți este programul care le permite tuturor românilor să ajungă la mare, grație prețurilor reduse cu până la 75% față de cele practicate în plin sezon estival. Anul acesta, programul Litoralul pentru toți începe pe data de 28 august, când prețurile pentru o cameră de hotel vor porni de la 35 de lei pe noapte la un hotel de 3 stele pentru un sejur de cel puțin 5 nopți. Conform știri fresh24.ro, cei care nu au ajuns anul acesta pe litoral au ocazia să o facă la final de vară, început de toamnă, când prețurile vor fi reduse considerabil. Pe 28 august începe programul Litoralul pentru Toți, iar hotelierii așteaptă pe turiști cu reduceri de până la 75%. Până acum, peste 27 de hoteluri au anunțat că vor participa în program și vor fi disponibile în jur de 10.000 de locuri de cazare. Vestea bună este că pentru o noapte de cazare fără mic dejun, tarifele încep de la 35 de lei de persoană la un hotel de 3 stele pentru un sejur de minimum 5 nopți de cazare. La hotelurile de 3 stele care oferă cazare cu servicii de masă all inclusiv, tarifele încep de la 215 lei pe noapte de persoană pentru minimum 2 nopți de cazare. În weekendul prelungit de la stat, grație sărbătorii de Sfânta Maria pe litoralul românesc s-au aflat peste 200.000 de, turiști. A fost aglomerație la mare, în stațiunea tineretului Costinești. Hotelurile din stațiunile de la Marea Neagră au fost ocupate aproape în totalitate. Prețul pentru un pachet turistic cu trei nopți de cazare și mic dejun la un hotel de trei stele din stațiunea Jupiter a pornit de la 1062 de lei pe cameră dublă. Și pentru stațiunea Mamaia au fost multe solicitări, mai ales după ce autoritățile au decis să reducă semnificativ taxa de parcare pe de-o parte, iar pe de-altă parte operatorii din turism au venit cu oferte speciale la cazare, masă și închirieri de șeslonguri. 15 august a fost vârful sezonului estival pe litoralul românesc. După această dată tarifele intră într-o curbă descendentă până la finalul lunii, când va fi lansat programul Litoralul pentru Toți cu prețul ce pornesc de la 70 de lei. Camera pe noapte relatează știri fresh24.ro.